care, de fapt, fiecare minister, fiecare agenție își păstrează un soi de, să spunem, secret al instituției respective. Acesta este o întrebare foarte directă, pentru că știu că de aici provin foarte multe conflicte și nu reușesc instituțiile să lucreze între ele. Și doi, aș veni în apărarea împotolirea mai degrabă acestui avans al transparenței. Am vorbit cu foarte multe multinaționale care mi-au spus foarte franc faptul că nu vor să mai lucreze cu instituții publice, pentru că contractele lor, dacă sunt devolate și puse pe toate site-urile Pământului, ele nu mai au niciun fel de șansă să mai lucreze într-o țară. Adică ele nu își mai pot face un plan de business și nu își mai pot respecta clienții ceilalți din piață, făcând discriminări între public și privat. Vă dați seama ce este de aici? Nu este prima întâmplare de acest gen. Fostul premier, actual șef al SIE, a mai avut și el o inițiativă de acest gen. Eu am urmărit atunci, timp de câteva luni, site-ul la trei instituții pe care am fost eu interesat.